Eu oricum plecam în prima săptămână, nu? Așa că o să vă las să continuați show-ul fără mine. Sper sâmbătă sau când este gala. Dar ți este frică de competiție cumva? Competiție? Cu Bianca? Niciun caz. Eu nu mă rog pentru... Eu nu mă milogesc să mă pune lumea înapoi, să mă bage înapoi în emisiune, să mă voteze sau nu fac, nu stau acasă, n-am atât de mult timp liber să stau acasă, să fac conturi false și conturi false de pe care să înjur ceilalți concurenți. Exact. Sunt mult mai multe lucruri de care eu nu vreau să mai intru în discuție, gata, pentru mine s-a pus punct. Din momentul ăsta nu vreau să mai aud numele ăsta, cel puțin eu nu o să mai vorbesc de ea de azi înainte și nici dacă mi se cere o părere. De ce râzi, Madalin, None? Pentru că competiția este pierdută. Adică? Nu mai e, n-are cum să fie frică de competiție. S-au văzut voturile, clar, s-au văzut. Deci, diferența e uriașă. O să-i cer scuze Rafaelei? Dacă da. E greșit vreodată cu ceva? De dacă când v-ați cunoscut? Greșit da. Vreodată cu ceva, îmi cer scuze. Dacă i-am greșit. Dar îi cer scuze din tot sufletul. Te rugăm. Eu aștept viceversa. A, și ea să-și ceară scuze? Da. De ce? Pentru că... Bai, nu mai vreau să mai intru pentru în discuții. Pentru că așa e frumos. Uite, vezi, așa... nici ea nu vrea să vorbească cu tine. Perfect, nu vorbim niciuna cu altă, niciuna. Gata, am încheiat subiectul. Dar ea și-a cerut scuze. Să fie sănătoasă. I-am zis, trebuia când a venit în casă să-și ceară scuze. Bunul simț al ei nu se vede. Măi, dacă mă încolțeau, zice un om că ești beată, zice al doilea, zice al zecelea, înseamnă că toți au o problemă? Știți ce vă propun? Dacă tot vorbim de coloană vertebrală, dacă tot vorbim de maturitate, dacă tot vorbim de, nu știu, lucruri frumoase și vrem să facem lucruri frumoase, vă propun, Bianca, Rafaela, da. Să ștergeți tot cu buretele. Și începând de astăzi, să încercați să vă comportați ca și cum astăzi v-ați cunoscut. Ca și cum ea este o fată nouă, a venit astăzi în casă, nu a greșit cu nimic și vei vedea dacă va mai greși pe parcurs. Fix asta i-am spus, m-ai auzit când am zis, nu? Ric m-a auzit, să spun Ric de acum încolo. Ric m-a auzit și am zis, măi, dacă venea de cum am intrat pe ușă, am cer scuze, știu că v-am greșit, ce am zis? Ștergeam totul cu buretele, Ștefania, ai fost de față. Da. Am fix lucrul ăsta, l-am spus eu. Ea poate nu consideră că a greșit. Treaba e. Dar cine e? 100% se vede pe fața ei că știe ce a greșit și unde a greșit, doar că e frică de reacția publicului. Și mai mult mai da, este frică publicul că știe, oricum. Publicul știe. Dar mă uit așa la voi și sunteți împărțiți în două tabere. Ați avut ușile deschise, ați putut face tot ce le-am ați dorit. Eu am spus cine să dar iată, parcă văd așa două tabere. Așa va fi de acum încolo, Bianca? Fiecare cum preferă. Nu neapărat. Eu nu cred. Nu, păi nu sunt două tabere. Pur și simplu, așa s-a întâmplat acum. Da. Bianca, da? Va trebui să te gândești bine și va trebui să împarți persoanele de aici din case. Să le împarți cu înțelepciune și cu bunătate, dacă se poate. Nu cu bunătate? Asta nu. Nu? Bunătate, da, da. De ce? Fără bunătate? A, scuze, nu cu tine, de cu Aniela. Nu eram atentă, scuză-mă, te rog. Îmi dădeau sugestii ce aș putea să fac. I-am zis să-l cheme pe Adrian aici să ne cânte. Aolo, auzi, dar crezi că o poți imita pe Marina? Sau? Bun. Bianca, îți spuneam să te gândești cu înțelepciune și cu bunătate cum vei împărți persoanele de aici din case. Eu, sincer, aș vrea să stăm toți, dar fără să ne certăm. Tu decizi. Tu ești liderul în această săptămână. Astăzi va trebui să decizi cum împarți participanții, concurenții. Cum îi împarți. Gândește-te foarte bine. Dacă vrei să stai tu singură într-o casă și restul în cealaltă casă, se poate. Dacă vrei să stai tu cu toți băieții și fetele singure în casa lor, se poate.
dacă vrei să lași cuplurile într-o casă și pe cei care nu au cuplu într-o altă casă, se poate. Dacă vrei să... Îi dau variante. Nu vă mai uitați urât la mine, Dumnezeule, o să plec de aici cu durere de cap. Dar prea multe variante. Dar să gândească și ea, nu poate? Îi dădeam niște variante. Fă cum vrei tu, Bianca. Te dai înțelepciune. Voilà. Și, paranteză, scuzați că intervin, dacă nu respectăm regula liderului, ne luăm un cartonaș galben? Nu, veți fi descalificat și veți pleca acasă. Perfect, știu ce am de făcut atunci. Mulțumesc, Andreea. În cazul tău nu se aplică. Îmi pare rău. Nu tot nu o să accept tot ce zicea, dacă cumva o să treacă... Dar cu ce te deranjează? Ai cuplu și te desparte de partenerul tău? Nu, dar nu vreau să stau cu ea în aceeași cameră. Pentru mine m-ar sufoca. M-ai simțit sufocat. Ai spus că o să încerci să ștergi cu guretele. Te-ai mai aștept puțin, nu din prima zi. Nu stat de indulgentă. Nu din prima zi. Uite, Daniel îți propune să dormi cu ei. Da. Sigur. Nu. Dorm bine, luați voi pe Bianca. Eu dorm bine cu fetele. Mie nu mi se pare corect ca și Bianca să comande la noi în casă. Dar nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Ar trebui, eu cred că ea trebuie să decidă, da? Doar pentru fete. Fată, tu stai acolo, tu vii aici. Aici, în casă, la băieți, nu cred că are... Să trecem peste că ne poate spune ea direct. Bianca... Nu, dar nu vreau să spună ei să-și dea aia cuvântul în casă la noi. Da? Nu se întâmplă asta. Bianca, te ascult! Eu consider că ar trebui să stăm toți în aceeași casă. Dar o să zic în felul următor, că eu i-am zis și lui Mădălin că nu, pentru mine chestia asta nu înseamnă decât mulțumire pentru cei de acasă, că cu ea... Nu am ce să fac în casă, nu am pe cine să conducă, nu sunt sclavii mei. Înțelegi? Și mă gândesc să le fac și lor un bine. Cine vrea să vină aici e invitat, cine nu, să stea în casa băieților. Eu așa consider. Ok, stăm aici. Un început bun, okay. Bravo. Felicitări. Pentru prima zi ai fost perfectă. Răspuns perfect. Ai o minus o bulină de la mine. Adică jumătate de bulină. Bun. Pe tot o minus. Ne așezăm pe drumul cel bun sau mi se pare mie? Puțin, puțin. Facem pas cu pas. Iată. Deci se poate. Se poate. În sfârșit. Nu se mai termină telenovela asta. Da. Îmi pare rău. Este prima ta zi aici. Nu am apucat să vorbesc deloc cu tine. Ai pus ochii pe vreo fată? Sunt direct acum. Nu te mai întreb nimic altceva. Am pus ochii pe nicio fată. Pe Bianca. Nu fi rău, dacă... Nu mai fă glume. Toate vitele sunt frumoase. Nu pot să pun ochii așa de repede. Pe m-am spus. Înțelegi? De ce ai ales să stai aici, în această casă, și nu în partea cealaltă, unde sunt două fete libere? Trei fete libere. Nu, da, ți-am spus mai devreme. Mi s-a părut că și ea joacă puțin. Nu că Andreea, joacă. Care trei fete libere? Ea e cu amore. Ea e cu amore. Uite că nu sunt. Iartă-mă, Roxana! Vine la cupluri, în partea cealaltă. Iartă-mă. Nu mai a. Iartă-mă. Da. Când ai zis că pleci cu amore? Pentru că pentru m-am gândit. Pentru că e adevărul acum. Interacționa mai mult cu mine. Da, interacționa mai mult cu Rafaela. Am interacționat cu ea, dar oricum... Negrumat. Ți-am zis înainte, am văzut-o că ea ceva joacă, nu că joacă. Se simte vinovată, dar vrea să nu pară. Și rămâne aici cu cine mă înțeleg bine. Vezi că și Rafaela a fost acuzată că joacă teatru. Știu, știu, am auzit și asta. E problema, am auzit și asta. Dar bine, eu n-am crezut nici pe partea asta, nici pe partea ei. Am auzit și pentru ea și pentru ea. Tu ai intrat aici în această emisiune special pentru cineva? A, nu, normal că nu. De ce ai venit aici? S-au găsit jumătate. Serios? Serios. Chiar crezi asta? De ce să nu cred? Da. Ce înseamnă jumătate din punctul tău de vedere? Jumătatea ta. Cu o persoană cu care să rămân cu ea, care să fie o înțelegere, să mă înțeleg cu ea, să fim împreună, să vină totul de la sine, să nu fie ceva forțat, complicat, teatru, nu există așa ceva. Femeie sau bărbat? Hai, a zis că își dorește familie la vârsta asta. Familie și familie nu contează. Nu mi-a dat numărul, nu mi-a dat răspunsul când l-am întrebat de numărul de copii. Că aia poate găseam o legătură între ele. Nu vă mai vedem. Cât ți-o vrea Dumnezeu. Da, exact. Care este cuplul tău favorit? Ricardo, eu cred că te trezi. Da, tu, la fiecare le stă bine în felul lor, în parte, la fiecare. Nu știu ce să zic acum. Te revanșezi față de mine? N-am un favorit, n-am un cuplu favorit, poftim. Există vreo persoană care te deranjează aici, în acest moment? De mine? Da. Nu. De ce să mă deranjezi? Nu știu, te întreb. Îi cunosc de 6 ore.
Și oricum, nu sunt persoana care să mă deranjeze așa oricine și oricum. Trebuie să faci ceva foarte urât să mă deranjezi pe mine, adică să mă calci în picioare la propriu, la figurat și în toate modurile. Altfel n-am treabă. Eu văd de treaba mea, tu vezi de treaba ta, adică nu avem, dacă e să nu ne înțelegem bine, știi? Bine ai venit în Casa Puterea Dragostei. Bine v-am găsit. Iar voi toți ceilalți, distracție plăcută. Mulțumim. Astăzi au fost câteva schimburi de replici între Bianca și Rafaela. Pot să spun că, adică nu pot să spun de partea cui sunt, dar clar Rafaela în toate aceste discuții nu cred că avea dreptate, iar comportamentul ei a lăsat de dorit foarte mult. Până la urmă, ormei este mult mai matură decât Bianca și nu cred că era necesar să se comporte în halul ăsta. Și dacă stăm să o gândim mai mult, sunt de partea Biancă în toate aceste discuții și în tot acest război al lor. Hei, Adrian, am și o treabă. Am mai băut o sucă. Câtă energie negativă am avut. Cine pot? Ziua de azi, nu? Nu pot să mai fac unul. Nu pot să bine, cu Adrian, că face fiecare. Te iubesc. Mi-am dat seama că ăsta făceai. Nu știam. Nu a făcut ironic, era supărat pe mine. Vai, ce bine. Dar a făcut-o și ironic. Ai făcut-o ironic sau ai vrut să erai supărat pe mine? Da, pentru că știam că o să vedeți. Păi s-am văzut eu că o să dea bateria. Eu, lasă-l. Nu, îmi face rău, plânge fata și nu știu ce fac cu tine. Îmi face rău, Daniel, că prea plâng eu și fac drame. Și bine, ta nu e mea. Am că se uită băiat, nici prin cap nu degea că ești tu. Oh, nu mai plec de aici. Oricine ceva, dar nu tu. Ce mă n-am voie să fiu sociabil cu alte persoane? Da, dar nu sunt. Nu am glumit, că pot să fac. Casa băieții. A treia oară când mi-ți băieți la voi în casă? Da. Facem un lasă că o să încep să fac sport, să vezi ce se grăbesc eu pe aici. Nu ești grea. Știi cum mă fac și niște pachete de alea ca Adelin? Nu sunt în măsură să spun dacă Bianca ar trebui să-și ceară scuze Rafaelei. Dar cred că ar fi fost foarte indicat și ne-ar fi arătat o putere mare și o tărie de caracter dacă și-ar fi cerut scuze față de toată lumea. Cel puțin față de cele care solicitau acest lucru. Că vreau să plec după el și gata, chiar dacă mă înțelegeți bine, nu, la revedere. Păi ce pleci la capul? De ce te-ai supărat, mă, așa? Nu m-a supărat nimeni, dar nimeni nu mă crede. Oricum nu vreau să mă creadă nimeni, mă doare în cot. Liniștește-te. Ai zis? Mă doare în cot, am zis. Nu, dar ce-i zis înainte? Dar ce să... Oricum... Nu vreau să mă crede nimeni. Oricum voi nu mă credeți, nici nu vreau să mă credeți, asta am zis. Ei, dar n-ai nimeni că te crede, dar... Ba da, nu mă crede. Ce ai, doamne, de te apuca așa dintr-o dată? Nu mă cert, eu îți explic frumos acum. Păi nu mă crede. Ce te apucă dintr-o dată așa? Da, dintr-o dată. Mă lasă, zic și eu ceva, că vorbești pe mine. Joci teatru. Că am făcut cuplu prea repede, că bă, credeți ce vreți voi oricum. Asta e adevărat. Da, adevărat, dar credeți ce vreți, chiar nu... Afară, tu faci lucrul ăsta, îl vezi, a doua zi faci cuplu. Tocmai că nu mă cunoști, n-ai să știi. Eu cu băiatul care a stat 4 ani. L-am văzut în club, m-am și asta 4 ani împreună și în aceeași casă. Ca să știi. A fost aceeași situație. Te-ai feluit de a gândi, nu trebuie să... Aceeași situație, a fost și asta 4 ani în aceeași casă. Vorbesc foarte serios. A stat o săptămână, a fost la film, la așa, după dar tu ai venit pentru el, casă. A venit mă rog, pentru el. Vorbeam de total altceva, i-ai spus că nu, că e aceeași situație. Zic, da, că m-ai întrebat dacă aș face afară aceeași chestie. Nu, 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 am zis. Ai zis că ai trecut pe lângă mine și ai spus să nu mai stai pe lângă mine. Ce-i? Te-a apucat așa? Am glumit, îți dai seama, dar nu m-a apucat nimic. Am glumit, îți dai seama. Dar tu sari imediat, gata, băiatul meu, ce sari așa, că am glumit cu tine. Ea spune, băi, femeie, termină. Băi, femeie, pe ce sunt astea, mă, la mine aici? Bărbate, tranquila. Te-am întrebat, dar se pare că ăsta e chiar al tău. Ăla, da. Nu, știi? Băi, unde a dispărut... Nu-mi place să vă audi într-un pahar. Mickey Mouse. Plușica, mă. Plușica, dar de când ai început să-i zici tu plușii? De mult, de când am cunoscut. O săptămână. Doar că nu s-a auzit, dar de când am auzit, eu i-am zis așa. Da, plușii. Nu, nu-i cu făcui, mersi. Da, acum a fugit trădătoarea, nu știu unde. S-a dus? Mai era un prieten al cred că te aude. Că doar ea merge așa. Ce avem noi aici? Un nasture de canapă. De unde e Adelin? Nu mai așa începeam să vorbesc. Ai probleme la stomacel? N-are. Bine că neortelii nu avem accent. Nu, dar asta începe. Băi, stai, mă. Iubitul meu e cam plimbăreț.
Te-ai băgat mâna în priză? Într-o cameră în alta. Ce liniști că ea. Nu știu, mă, Ștefania, nu știu, are un zen. Îți place plimbarea? E așa, toată... Păi da, ea a început atunci cu rugăciunea, cred că la fel trebuie să vă fac în fiecare seară, să vă dea din liniște ei. Să pun acolo... Să vină Daniel să ne dea cu mir. Da, ce putere are Anilea, Anilea, acum că e Bianca în casă. Prietenă cu patroana. Dar de ce să mă enervez, mă, pe bune acum? Pe bune. Îmi dă raportul. A început pă. La semnat. Pă. Băi, dar a fost perfect. Să știi că chiar a fost, pă. M-am gândit, băi... Pă. Ne-a dat energia aia pozitivă. Cine? Dristor? Daniel. Dristor. Auzi-o, asta era lui. Da. Daniel ne-a dat cu mine, băi, să cu bine. Doi, unu. No, nu e. Ia, ui. După cum o tropăi. Lalu chiar n-a fost în apele ei astăzi. E prima zi în care o văd așa. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Tăcută, deci foarte tăcută. Doar când a... Când a intrat, dacă l-a văzut pe Mădălin că stă cu Bianca... N-are traumă, dar tu ce crezi că îi place de toți? Acum nu are nicio treabă. A zis să-l cunoască așa, la modul că să-l cunoască. Da, chiar. Dar nu că gata, e topită după Mădălin. Dar totuși o dezamăgire. Da, frate, când dacă poate... Păi da, și să-l cunoască. Cum eu să-l nu cunoască cred dacă că-i pasă Mădălin, atât de dacă Mădălin stă toată ziua cu Bianca, cum să-l cunoască? Îl place mult. A, mă, să fim serioși. Seama, vreau să-l cunoască. Nu cred că îi pasă chiar atât de mult încât să fie supărată din cauza asta. Eu știu mai mult. Și ales să stea cu Bianca și nu cu Raluca. Cred că e supărată că a băgat-o Daniel la regim. E băgat-o la regim pe plușii. Eu nu am o intenție foarte mare de a-mi face cuplu aici. Și vedeți-o. Au ei. Însă cred că aici nu poți să faci ceva chiar cu adevărat. Ba da, poți. Poți! Cum să okay. Nu poți? Am zis din opinia mea. Opinia la ce a descoperit rea. El. Nu la ce am descoperit eu neapărat. Adică tu de acasă te gândeai că nu o să poți să-ți faci cuplu aici și totuși ai venit. Gata, asta vreau să zic. Am venit pentru experiență. Chiar e ce mișto. Păi e mișto, frate, dar e mișto să ai cu cine să-ți petrești timpul. Adică eu nu am venit aici să stau toată ziua cu fetele. Eu, dacă am venit, vreau să stau cu un băiat. Da. Frumos. Da, stăm cu un băiat, da. Iartă-mă. Tu stai da, fiecare... Chiu. Cu treaba lui. Zic. Da, nu, păi el n-a putut, nu știu, eu am vrut să-l întreb, ai face un cuplu cu Bianca, da sau nu? Și el a zis, Urmează și alte... Fată, de ce nu oprești apa aici? Adică nu mi-a dat niciun răspuns. Ce cine e, Ștefan? Ia uite cum zice, repede. Păi mi-ai dat vreun răspuns? Nu. Păi vezi, și gata. Păi nu e mai interesant misterul ăsta? Așa e. Da. Stăiat mult. Păi și tu ești. Eu misterios. Sunt foarte misterioasă. Nu nici da, nici nu am. Tu ești misterios. De ce am spus misterios? Doar? Tu ești. Că așa vrei tu să crezi. Am spus doar că îmi pare rău că nu e aici. Dar tu n-ai face un cuplu cu Marina? Eu? Păi am spus că vreau să cunosc bine fetele, nu pot să faci un cuplu. Dar vezi că tu ești și tu ești misterios. N-ai spus da. Păi lasă că mie îmi place. Da, păi da, dar tu vrei, dar nu poți să spui da ori ba. Da, așa e. Eu noi când am întrebat pe tine dacă ai face un cuplu cu Daniel sau cu Valentin, așa e, da, ai dreptate. Ai spus da sau nu? Ai spus că nu știi, n-ai de unde să știi. Normal. Ai răspuns da sau ba. Ce e asta? Da sau ba. Adică noi suntem ca Roxy a intrat pe... Roxy a venit special pentru el. Am venit pentru Valentin. Pentru Valentin. Păi n-ai venit. Tu ai venit pentru el? Da, așa da. Ai zis special. Că l-a văzut de acasă. Da. Eu am venit pentru el. Da. Și unde ai văzut? La emisiune? Foarte puțin la emisiune, dar mult am văzut când am intrat aici. Și am zis Și înțeles. Și a zis acolo, bă, hai că am venit pentru și el. Și tu ai zis așa. Ce? Știu că... Aceeași chestie pe care ai zis-o ea. Eu am crezut că vă cunoașteți de mai de mult. Și dacă am crezut că te-ai uitat la emisiune. Dacă era și... să mă cunosc mai de mult, aiur. A, dar pune un țiet, să... fată. Dar nu cred că avem fată, ce ai și tu. Nu avem, măi. Cred că e bună lămâia. E bună, dar oțetul e bun. Faceți și voi cu ce avem. Da, zgolit toate, ați băut și... Bun să fie. Și păi uleiul deja, ați băut și... Deja trebuie să pun asta. Dar când a venit Daniel la fata asta? Da, păi, nu are o săptămână. Nici n-am văzut-o, n-am văzut-o. Dar nici nu o să mai vezi, zic eu. Deci e paralel total cu tot. Deci ce caute pe aici? Da, păi e întregere. A venit. Să vadă, a să fie sifonul lui Bianca. E așteptare. Da. Deci, da. Nu, cred. Ea pe toți îi așteaptă. Păi da. Fata asta n-am nimic cu ea, dar e paralelă cu tot. I-am zis și în față, deci nu bârfez sau ceva. E paralelă. Ce s-am? Da, da. Ce? Unde ai fost? Umpli brambura? Nu, am fost la baie. Așa.
Opa. Opa. Stai liniștit, mă. Am crezut că ești în partea cealaltă la... Bă, mă, că glumezi, mă, frate. Opa. Niciodată. Te simți rău? Nu, mă. Era aia. Cu dușmanii. Ești supărată? Zici, Tefi. Ce să le fac la dușmani? Să le dau capul meu, dar nu știu cum era. Și toată fetele au zis chestia asta. Mi-a venit asta în minte. Dușmani, împartă pică, dar n-o valoarea mea. Mai bine, deoparte de treaba cu... Nu mai știu. Bravo, plusii. Da. Ai un plus de la... Dar, Daniel, plus. Ai revenit așa dintr-o dată, în forță, ce mai forță? Vocal. Ce să-mi dai cu părerea de ce treabă aveți voi cu Bianca? Mă vorbesc să mă aflu în treabă. Întoarcerea Biancăi nu a împărțit casa în două și pe mine nu mă afectează cu nimic. În continuare este o persoană pe care probabil o voi descoperi. Deocamdată nu cred că suntem împărțiți în două. Repet, nu te bași pe niciun subiect. Nu e că e Bianca, că tu nu te bași pe niciun. De ce? Uite, acum tocmai am încurajat. Da, să vreau, dar asta nu a fost un subiect. Neutră. Asta a fost o felicitare. Mi-e la nasturile? Ce? Mulțumesc. Nu sunt de partea la niciun grup. Pur și simplu mă simt mai bine cu fetele vechi, cele 5 fete, îmi sunt prietene toate, dar dacă va fi nevoie, voi vorbi și cu Bianca și cu prietenele ei. Nu sunt cu nimeni, nu o să fiu niciodată cu o parte sau cu alta. Vreau să fiu prietenă cu toată lumea, dar mai prietenă și mă înțeleg mult mai bine cu cele 5 fete.